Astăzi este o zi frumoasă aici la Onești, o zi în care noi cei de la Exclusiv TV ne străduim să vă aducem dumneavoastră, dragi telespectatori, informații, știri, oameni deosebiți, oameni care vin la invitația noastră în studioul nostru la emisiunea Personalitatea Zilei. Mă bucur foarte mult că și de această dată invitatul nostru a acceptat să vină să ne mai spună ce noutăți mai sunt în stațiunea Târgu Ocna. Așadar, dragii mei, invitatul nostru de astăzi este domnul Ștefan Șilochi, primarul orașului Târgu Ocna. Domnule primar, am intrat într-un nou an. Am așa sentimentul că este un an mai bun. Nu știu de ce am eu sentimentul ăsta, dar cred că sunt momente de schimbare în ceea ce privește și viața comunităților și viața din România. Și o să vă rog pentru început să ne spuneți cum ați încheiat anul 2019, face un scurt bilanț al activității dumneavoastră în calitate de edil al orașului Târgu Ocna. Bună ziua dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație și fiind la început de an acum, vă urez dumneavoastră mult succes în acest an, un an plin de realizări, la fel urez un an bun și locuitorilor orașului Târgu Ocna și nu numai. Anul trecut a fost un an foarte bun, pot să spun, pentru faptul că am reușit să derulăm proiectele care le-am avut, să întocmim studii pentru alte proiecte și să terminăm o parte din aceste proiecte. Sigur, au fost și tot felul de probleme. Atunci când derulez un proiect, apar și probleme în derularea unui proiect de la semnarea contractului de finanțare și toată procedura de achiziție cu contestații până când semnez contractul de lucrări și apoi până finalizez contractul de lucrări, e o cale lungă. Și știți și dumneavoastră că au fost tot felul de discuții pe anumite proiecte la Târgu Ocna. Acum o parte din aceste proiecte s-au finalizat, sunt în curs de derulare o parte din proiecte și sigur că lucrăm în acest an și pentru alte studii de fezabilitate în care pentru alte proiecte. Ce este foarte important, că anul trecut am reușit să atragem sume importante din alte surse decât bugetul local. Și aici este contribuția mea și a colegilor, a viceprimarului orașului, a administratorului public, sigur și a colectivului de salariați din cadrul primăriei, a biroului proiecte, care am încercat să accesăm orice sursă de finanțare a fost posibilă. Și dacă doriți, le-aș grupa oarecum și să putem să le sistematizăm. Înainte de a le prezenta, o să am o rugăminte, pentru că știți că pe mine m-a interesat în mod special acel drum de la Salina, acel mult discutat și mult mediatizat drum de la Salina. O să vă rog neapărat să vă rezervați câteva minute să ne spuneți până la urmă, eu nu mai știu, n-am mai urmărit la momentul respectiv, am mediatizat, dar după aia n-am mai văzut finalizarea. Și ne spuneți până unde s-a ajuns cu acest drum și dacă s-a rezolvat. Îmi cer scuze că v-am întrebat, o să vă rog să ne prezentați aceste proiecte de care ne spuneați. Haideți, vă rog, să terminăm cu Salina, să se ducă cu anul care a fost. Eu cred că e un subiect care interesează foarte mult pe telespectatori. Acest drum spre Salina a făcut parte dintr-un proiect de 12 străzi pe care noi le-am făcut cu finanțare de la Guvernul României. Acolo au fost două contracte, un contract pe 4 străzi, respectiv strada Vișoara, strada Daniela Caurea,
strada Capitan Bușilă și strada Tăbăcari. Străzi care nu au avut niciodată asfalt și a fost un proiect foarte bun care a satisfăcut dorințele cetățenilor care locuiesc în acea zonă. Am avut un alt contract, tot pe Programul Național de Dezvoltare Locală, deci cu finanțare de la Guvernul României, pentru 8 străzi. În aceste 8 străzi a fost și strada Salinii, dar acest proiect a cuprins 5 străzi. Au fost rezolvate de un constructor și 3 străzi de alt constructor, pentru că licitația a fost câștigată de o asociere dintre 2 constructori. Sigur că a fost criticat proiectul, dar proiectul așa cum a fost el, noi nu spunem că n-a avut și mici probleme, dar e totuși de semnalat un lucru. Dintr-un proiect pe care unii l-au criticat, din care 5 străzi au fost făcute în termen de către un constructor, iar alte străzi, 3 la număr, au fost făcute la diferență de aproape un an, trebuie să gândim un pic un rol important în nerealizarea la termen a acestor străzi. A fost și problemele tehnice care au fost, dar a fost și constructorul care s-a organizat într-un alt mod. Când vorbim de probleme tehnice, vorbim despre apa care era aproape de suprafață. Exact. Așa. Și acum să le luăm. Deci grupul de 5, respectiv strada Vasile Alexandrei, strada Ștefan Constantinescu, strada Avram Iancu, strada Gura Slănic și Coasta Măgurii au fost făcute de un constructor și terminate. Pe toate aceste străzi, Consiliul Local a venit cu contribuția lui, în sensul că am schimbat conducte de apă, s-au refăcut branșamentele la apă, la canalizare, adică am făcut o lucrare bună, spunem noi, era păcat să nu rezolvăm și problemele de infrastructură. Celelalte 3 străzi care au fost date celuilalt constructor au fost strada Salinei, strada Părâu Vâlcica și strada Poet Grămadă. La strada Salinei au fost și probleme tehnice, în sensul că studiul geo nu a prevăzut inițial acele drenuri de apă care au trebuit făcute, erau niște izvoare care erau sub stradă. Ele au fost eliminate, s-au făcut notă de constatare, s-au făcut dispoziții de șantier, pentru că aici noi suntem beneficiari, dar deciziile în ceea ce privește lucrarea o iau specialiștii, proiectantul, verificatorul de proiecte, dirigintele de șantier. Sigur că da. Toți sunt cei care, ei sunt cei care stabilesc și sigur că s-a decis că acele lucrări trebuie făcute. Sigur, a fost acuzat că s-au întârziat lucrările, dar veni specialiști. Specialiștii au spus că aceste lucrări trebuiau făcute. Știți că a fost corpul de control care a venit... La care ați ieșit foarte bine. La care corpul de control al domnului ministru al dezvoltării, care a stat acolo, a verificat documentațiile, deci și din punct de vedere juridic, și din punct de vedere economic, și din punct de vedere tehnic, ne-am ieșit foarte bine și ați fost noastră prezent la conferința de presă, pentru că materialul a fost prezentat în ședința de Consiliu și v-am invitat și pe dumneavoastră. S-a constatat că tot ce s-a făcut acolo s-a făcut bine și a fost necesară încă o sumă de 583.000 de lei, sumă necesară lucrărilor suplimentare. Au fost tot felul de promisiuni, ați văzut și dumneavoastră. Cum venea un musafir în zonă, de la județ sau de la București, promitea această sumă. Sigur că aici și noi am așteptat când... Dar chiar eu sunt curios, până la urmă, suma a venit de la Consiliul Județean. Vă explic acum. Asta mă interesează finanțarea. Dacă dumneavoastră ați sesizat, încă din luna mai a anului trecut, s-a dorit preluarea acestui contract. Așa. Am avut, nu mă întrebați de ce au dorit să preiau și Consiliul Județean și Ministerul. Chiar s-au primit indicații să se preiace. A venit foarte multă lume și bine a spus exact. La Târgu Ocna. A fost și ministrul de finanțe și mai multe persoane au fost acolo și toți au spus să preia acest contract. De ce? Nu pot să-mi dau seama. Sigur că nu putea fi desprins dintr-un contract o stradă. Strada Salinii reprezenta 10% din contract. Era deja o licitație făcută, câștigată. Da, dar era reprezentat 10% din contract. Și era undeva peste 50% rezolvată lucrarea. Apoi ați văzut, s-a promis că vor
fi asigurată această finanțare de fiecare care a venit acolo, însă nu s-a rezolvat nimic, în sensul că noi am reușit să atragem la bugetul local o sumă importantă, 32 de miliarde vechi, apoi încă 8 miliarde spre sfârșitul anului, dar acest lucru l-am făcut prin Asociația Orașelor, unde am intervenit toate orașele din România, pentru că pe formula de calcul 82 de localități au fost subfinanțate prin formula de calcul din impozitul pe venit. În august a fost această adunare generală a Asociației Orașelor, în care s-a stabilit criteriile după care se vor împărți banii de guvern, iar în octombrie, când a venit hotărârea de guvern, s-a respectat în tocmai criteriile stabilite de către orașe. 43 de localități din județul Bacău au primit sume, printre care și Târgu Ocna, și aceste sume s-au primit pentru funcționare, niciun caz pentru investiții. Deci nu puteam să investim din acești bani neprimiți. Așa. Dar noi am introdus acești bani în bugetul local și din bugetul local am finanțat drumul Salinii. Până la urmă trebuie să știți, nu eu personal, ci fiecare cetățean din Târgu Ocna a dat 50 de lei, cam atât vine, nu împărțit la 10.000, din impozitele cetățenilor. Contribuția cetățenilor s-a făcut din impozitele. De la buget am făcut acest... prelungit contractul de... printr-un act adițional, contractul de lucrări. Termenul doar l-am prelungit. Iar contractul de finanțare, cum... a fost el întocmit cu Ministerul Dezvoltării, este până la 31 decembrie 2020, pentru că s-a vehiculat și varianta în cazul că în cazul în care nu terminam drumul până în 2019, 31 decembrie, vom da toți banii înapoi, știți, au fost tot felul de exagerări. Suntem pe rol și cu contractul de finanțare și avem și până în martie contractul constructorul. Dacă ați văzut dumneavoastră... Păi cu așa vești să tot veniți, bune, da. La noi. Păi da. Vedeți, dacă ați văzut dumneavoastră, toți cei care veneau acolo nu chemau pe nimeni de la primărie care era în măsură să dea datele exacte. Eu m-am mirat că în momentul când și noi am participat, când au venit cei de la Bacău, eu m-am mirat că dumneavoastră nu erați acolo și aici e bine să le spuneți telespectatorilor de ce nu erați în momentul ăla. Nu știu, cei care organizau întâlnirile, ați văzut dumneavoastră că organiza întâlnirea cu constructorul, parlamentari care au venit acolo, nu înțeleg ce legătură exista între constructor și deputați. Putem face o speculație, că exista o înțelegere între constructor și dânsii, pentru că stabileau termene cu constructorul fără ca să știe beneficiarul. Contractul era între primăria Târgu Ocna, sigur. Pe de o parte, constructorul pe cealaltă parte și cu Ministerul Dezvoltării ca finanțator. Dar, în fine, acum sigur că și noi am încercat să, când am văzut atâtea promisiuni, n-am cheltuit banii, că o să-mi puneți întrebarea, dar nu puteați să faceți acest lucru mai devreme? Păi când vezi că primești niște bani, cum să cheltuiești banii normal tăi? Normal că dumneavoastră ați fi fost bucuros să vină banii mai normal repede. Că erau, dar când am văzut că nu vin, atunci am luat din buget. Dar când ați luat această decizie? Când? În noiembrie? Ați văzut că nu mai vin. În octombrie a fost rectificarea de buget și atunci am văzut că... Ați luat decizia... Când am văzut că se sfârșește anul, se strică timpul și noi nu terminăm drumul, și ați văzut lucrarea, a fost făcută în 12 zile. Deci nu era o lucrare. De ce vă spun că dacă poate nu aveam aceste probleme, corpul de control, discuțiile care au fost, drumul se termina mult mai repede. Pentru că în momentul când a venit corpul de control, s-a oprit orice lucrare. În timpul controlului nu mai mișcă nimeni și controlul a luat probe din asfalt, carote, a măsurat lungim, lățim. A dat seama că acolo, să spun așa, indicațiile au fost precise să se găsească nereguli. Știți? Vreți să spuneți că a fost cam la comandă, să spunem așa, nu? Nu știu, nu spun eu asta, dar faptul că s-a venit exact în perioada aceea, când unii discutau de preluarea contractului, știți că se poartă, faci un control, găsești nereguli, preluăm contractul și dacă legăm și cu acele întâlniri care erau între constructori și anumite persoane care stabilau termene fără ca să... Eu nu am nimic împotrivă să se stabilească, să se sprijine, dar cei care răspund
trebuie să luați în seamă, pentru că semnătura era a mea. Eu răspund. Un da, contract... până la urmă, dumneavoastră fiind reprezentantul exact. Beneficiarului, da? Păi, era seama că acolo sunt sume importante. Da. Și nu, așa să vii cu promisiuni când nu ai și responsabilitatea. Cam care a fost valoarea acestei lucrări? O estimare tot, generală. Tot proiectul a fost 100 de miliarde vechi. Deci o sumă exact, foarte, pentru toate foarte străzile, importantă. Da. Iar suma pe care a fost discuția a fost 583, 5.800. Pe Salina vorbesc. Și sigur că ne-am asumat-o împreună cu Consiliul Local, am luat hotărârea și am finanțat. S-a terminat în luna decembrie și drumul Salinei, a rămas doar marcajele să le facem pe drumul când Salinei și mai când o să fie vremea. Și încheiem acest capitol cu strada. Însă aici s-a pus accentul pe această stradă, deși era o mică părticică din total da, proiecte. Părut... Și nu era nici cel mai important proiect al nostru, pentru că avem proiecte mult mai importante. Și cu permisiunea noastră o să încep să le prezint un pic. Ca să concluzionăm, deci până la urmă proiectul s-a finalizat, da. Deși ați avut și controale și tot felul de promisiuni, cum spuneți dumneavoastră, da? Da? E bine că ați luat această decizie în decembrie, pentru că de aia spuneam eu că simt că atmosfera e mult mai, parcă mult mai frumoasă, mult mai relaxată la Târgu Ocna acum. Faptul că asta a fost una din cele câteva probleme pe care le-ați avut pe parcursul anului 2019. Să trecem... Cred că au fost probleme artificial create. Da, nu știu care a fost interesul. Sigur că iarăși putem face o speculație. Da, da, se pot face. Între constructori și acele întâlniri care cred eu că nu erau în regulă. Eu mă întâlnesc cu constructorul și cu proiectantul în cadru oficial, la primărie, cu funcționari, cu protocol încheiat la fiecare discuție. Sigur. Și la proiectele care le derulăm acum. Avem ședințe de lucru, ședințe operative pe proiectul respectiv, cu principale, de exemplu, la școli acum, da? Cu directorul de școală, cu constructorul, cu proiectantul și acolo se stabilește, se notează fiecare observație și avem responsabilitatea. Este ușor când vrei să ai competențe, dar să nu ai și responsabilitatea. Eu știu că dumneavoastră sunteți un om extrem de riguros în ceea ce privește proiectele și cred că intuiesc că nemulțumirea dumneavoastră vis-a-vis de alte intervenții pe acest proiect a fost că nu au fost consultați întâi specialiștii, nu? Pentru că știu că dumneavoastră aveți mare încredere în oamenii de specialitate. Da? Nu poți să le știi pe toate. Că nu poate un primar exact și la urmă, să le știe. Nu poți așa să ne ocupăm fiecare de alte probleme. Eu știu că fiecare trebuie să-și facă treaba lui. Nu? Deputatul să facă legi și să laude în campanie sau când vrea el. Uite, am modificat și eu 3 articole de legi sau știu, am făcut o lege, da? Cum a rămas lupul, renumit cu legea da. Lupul. Da. Și atunci vii și spui, eu asta trebuia să fac. Așa când venim și verificăm activitatea altora și ne dăm cu presupusul, nu cu chestii bine. Primarul să-și facă treaba lui, așa cum și constructorul trebuie să-și facă treaba lui și proiectantul. Păi eu nu pot să până la urmă, mă bazez pe asta și în autonomia locală, nu? Pentru... Există și nu? În autonomia locală. Nu se leagă? Să fie. Se leagă? Nu, așa ar trebui, nu? Așa ar trebui, da. Venim iar, centralizăm iar... În momentul în care nu te-ai supus anumitor lucruri cerute, ești sancționat, politic vorbesc. Dar vă dați seama că atunci când există o răspundere și atât de mare și sunt sume atât de importante, lăsăm politicul în planul secund și ne vedem de treabă. Păi normal că răspunde proiectantul, răspunde constructorul, dirigintele de șantier. De ce am și trecut cu controlul foarte bine. Pentru că vă dați seama, dacă eu aș fi cerut unui salariat din primăria Târgu Ocna, mai fa așa că așa am primit ordin de la Bacău, de la București, de unde am primit. Când venea controlul și îl întreba de ce ai făcut așa, el ce spune, așa mi-a zis primar. Da, e, vă dați seama? Nu era un cadru legat. Păi nu se poate, așa nu, să știți că controlul când a venit foarte pregătit. El era documentat cu documente de la București, pentru că noi tot trimitem la minister, la finanțator și de acolo se finanțează. Apoi a fost la inspecția construcțiilor, care la fiecare etapă a venit și când a venit aici n-a întrebat ce faceți voi. A chemat pe fiecare pe rând și a spus de ce ai făcut așa, de ce ai făcut așa, de ce ai făcut așa. Și atunci pe problemele juridice au răspuns juriștii
pe problemele economice au venit cei economiștii, da? Păi da. Eu am fost chemat la urmă și să spună, domn primar, dacă te găseam în abatere cu 2 metri, te luăm pe sus. Da, știți? Da, cam asta a fost. Da, și atunci trebuie să lași specialiștii, pentru că asta era problema care mi-a spus, dumneavoastră, ce mă bazez pe specialiști? Pe cum să te bazezi? Pentru că el a semnat, da? A avut nota de constatare. Au semnat-o specialiștii, proiectant, verificator de proiecte. Pe ce să fac eu acolo? Și spun, băi, știți ceva? Ați văzut voi acolo că nu-i regulă, dar eu nu. Eu am ordin să termin mai repede, da, asta, da? Cred nu că... putem să facem așa. Dacă aș fi făcut astea, ca să nu... Dar să știți, este de neimaginat în 2019-2020 să fie treburile așa, știți? Păi, dar iată că totuși mai sunt mai presiuni. Simt, după cum vedeți. Ca să nu le spun altfel, nu? Păi mai nu sunt presiuni. Știu, dar să vedeți că te sancționează politic pentru faptul că tu ai vrut să lucrezi corect. Eu cred că puteam să fiu sancționat atunci când, cu bună știință, văzând că sunt necesare niște lucrări suplimentare, eu să spun, nu se poate, măi, ce băgați voi lucruri? Lasă așa negru peste verde, că trecem noi, rapid. Că știți ce? Cel mai ușor lucru este să turni asfalt. Da. Ai turnat negru, dă-i peste ce vrei tu acolo, cel mai simplu lucru este să turni asfalt. Avea să toarnă kilometri de asfalt într-o zi. Pe când ce ai sub asfalt e important. Noi am pus accentul pe sub. Eu vă felicit că ați reușit să mergeți pe drumul care trebuie. Da, și eu mă bucur și că nu ați... Să știți că până la urmă un primar, una din calitățile unui primar. Oamenii de ce aleg un primar? Au nevoie de un om hotărât, un om care să fie consecvent cu promisiunile pe care le face în campania electorală și nu numai. Un om vertical, un om care să facă lucrurile așa cum trebuie. Dar dacă lăsăm să se facă drumul așa, ca să respect termenile trasate politic, poate, da, și sigur, da, așa a fost, și acum era tot undulat. După un an de zile, cum ați mai văzut? Păi da, drumuri din județ care s-au... Aici s-au, vă pot spune, fiind nespecialist, răspunderea era dumneavoastră. Dumneavoastră exact. Faceți parte din comisia de recepție. Nu, am o comisie de recepție, eu semnez statul de plată, ordinul de plată, dar am comisie de recepție care are răspundere. Deci aveți reprezentanți din primărie. Absolut, și acolo primărie, sunt specialiști, domnul vicepreședinte, președinte de comisie de recepție. Dar juridic dumneavoastră răspundeți. Eu răspund, dar atâta timp cât las specialiștii să spună cuvântul și fac ce spun ei, nu am cum să greșesc și de-aia nici n-am greșit în această problemă, mult discutată, mediatizată și... Și poate rezolvată tot de noi. Și eu cred că până la urmă și prin intermediul televiziunii noastre am reușit că pentru data trecută noi am prezentat și documentele pe care ne le-a spus dumneavoastră, am discutat pe larg despre acest subiect. Eu zic că cred că este momentul să punem punct și aici ați trecut cu brio, ați rezolvat o etapă importantă. Eu acum am pun întrebarea, dacă era un alt primar, ce s-a întâmplat cu drumul ăla, pentru mine e o mare enigmă. Pentru că dacă nu ești consecvent în... Deși dumneavoastră ați făcut niște sacrificii, nu o să intrăm în detalii, da? A sacrificat o anumită poziție, o anumită chestiune la momentul respectiv. Adică dar totul a fost... câștigat... Dar până la urmă să știți că oamenii vor aprecia ce ați făcut dumneavoastră și o să vă mulțumească pentru că ați făcut ceva în interesul comunității. Cetățenii orașului au înțeles și dumneavoastră știți că... Ați discutat cu oamenii de problema asta, au văzut exact, v-au întrebat oamenii. Au văzut și promisiunile și au văzut și cum s-au realizat. Să știți că sunt trei elemente la un primar sau la un viitor candidat. Da? Există notorietatea, există încrederea și intenția de vot. Notorietatea o capeți... Asta o aveți oricum. Greu, da? Dar încrederea, da, încrederea. Nu căpeți decât prin fapte, nu prin vorbe. Încrederea se câștigă, se muncește pentru ea, dar e mai greu să o menții. Și asta se menține prin fapte, nu prin vorbe. Dacă exact. Notorietatea ai venit la televizor și mai poți să... Deci nu prin declarații asta, politice. Da. Da? Și sigur că cetățenii știu acum și au văzut fiecare ce a promis și ce a făcut. Da? Da, până la urmă, orașul este important. E ca o familie, așa. Exact. Da. Și să știți că și celelalte două străzi s-au făcut foarte bine, cu trotuare, cu tot ce trebuie, și cu apă, și poate de ce am mai și întârziat, pentru că au fost probleme, dar sunt lucrări făcute din vederi tehnic foarte bine. La standardele... Da.
europene, putem spune chiar așa. Bun, hai să trecem mai departe. Eu am lămurit această chestiune. Acum, sigur că pe lângă un primar, pe lângă sarcinile care le are în funcționarea bună orașului și a instituțiilor publice, a relației cu Consiliul Local, trebuie să aducă și să acceseze și alte surse. Și eu aș dori să vă spun că aceasta a fost în atenția mea și a echipei, a colectivului din primărie, și noi am reușit ca, în afară de veniturile proprii, pentru că Târgu Ocna are o situație specială și vreau să vorbesc puțin de venituri. Deci de bugetul local. De bugetul local, da. Și apoi voi intra pe proiecte. Noi, de când suntem stațiune, deci din 2000 până în 2020, de 20 de ori a crescut veniturile localității. Și acesta este un lucru foarte important, pentru că din 93 până în 2002 noi am reușit să obținem statutul de stațiune turistică de interes național și din încă 13 până în 2013 statutul de stațiune balneo. Nu a fost ușor să obținem acest statut, da. Dar acest statut a făcut ca să avem 265.000 de turiști anul trecut. Am plecat undeva de la 2000. Da. Și dumneavoastră știți că Târgu Ocna era o localitate unde oprea trenul să coboare cei care mergeau la Stănic. Da? Da. Și Târgu Ocna avea bulgările de aur acolo, avea și salina, avea izvoarele, dar nu erau puse în valoare. Acum, faptul că se dezvoltă bine localitatea, noi avem din venituri, din cote defalcate, impozitul pe venit, adică din activitate economică, mai simplu, venituri aproape cât celelalte, le-am avut și mai mari și anul trecut le-am avut egale cu veniturile care le obținem din impozite și taxe locale. Pentru că dacă o localitate rămâne numai în impozite și taxe locale, ea nu se dezvoltă. Și acest lucru ne face să fim optimiști. S-au dublat la un moment. Absolut. Dar s-au crescut de 20 de ori, dar... Mă refer anual. Exact. Da. Deci anual... Ați avut o creștere exponențială. Exact. Noi avem undeva la 7.200.000 venituri proprii și 7.000.000 tot 200 avem și venituri proprii. Da. Din cote defalcate, pardon. Deci venituri proprii și cote defalcate, adică din impozitul care îl plătește pe salariul fiecare, a văzut că în acest an s-a mărit la 65%, că aici toată bătălia, primarii vor să obțină un procent cât mai mare. Tocmai ca banii să se întoarcă tot la cei care au contribuit. Dar ce este important, că din diferite surse și din subvenții de la bugetul de stat, prin proiectele POR și, sigur, alte transferuri care le-am făcut, am reușit să obținem 20 de milioane. Deci, gândiți-vă că de aproape 3 ori venituri locale le-am obținut din alte surse. Am aflat că prin POR acum foarte multe primării încearcă să aducă resurse și e un program foarte important. Sigur, tocmai aici e problema, că noi am reușit să atragem multe surse și eu aș dori să vă spun că am accesat atât fonduri europene, cât și fonduri guvernamentale. Și v-aș da un exemplu să le luăm pe sursă de finanțare, doriți. Funcție de sursă. Și să le pun și ca stadiu în care se află acum. Sigur că cel mai important proiect al nostru este proiectul de valorificare a potențialului turistic. Și aici avem un proiect de 4,5 milioane de euro. Asta înseamnă 53 de milioane, deci 530 de miliarde vechi, da? Care cuprinde și reabilitarea mai multor străzi, 23 de străzi, strada Maior Roșiță, strada Nicolae Arbănaș, strada Poet Ion Grămadă, strada Eremia Grigorescu, strada Alexandru cel Bun, strada Constantin Mușat numărul 1, strada 1 Mai, strada Răducanu, strada Podul de Fier, strada Ion Diaconescu, strada Tudor Vladimirescu, strada Tisești, strada Uituz, strada Mihai Eminescu, strada Verii, strada Gării, strada Petre Ispirescu, strada Toamnei, strada Văleni, strada Podei, strada Fântâna cu Apă Rece, strada Locotenent Sion și strada Spitalului. Tot în acest proiect reabilităm piațeta din fața primăriei, reabilităm pietonalul vechi, centrul vechi a orașului și sigur avem și amenajări în Parcul Măgura.
proiectul a pornit, aici e foarte bine, în contract de finanțare s-a semnat în data din 9-3-2018, iar acum suntem, am lansat licitația pentru execuție și în data de 30-a se vor deschide ofertele. Vedeți, dar acest proiect l-am putut promova pentru faptul că suntem stațiune. Deci toți banii care am cheltuit noi cu acele documentații pentru obținere stațiune, am obținut acum ajută. Exact. Da. Eu aici o să fie bucuroși cei care locuiesc pe aceste străzi, dar aici trebuie făcută precizare. Eu știu că noi am mai avut discuții și în afara emisiunii noastre, că dumneavoastră ați avut în vedere ca pe parcursul mandatelor dumneavoastră de primar să acoperiți toate aceste probleme și le luați pe rând. Văd că sunteți foarte bine riguros, cum le luați fiecare în parte. Suntem prea săraci ca să tot facem lucruri ieftine și am renunțat la, știți, mai pune un pic de balast, mai pune niște sort. Nu, trebuie făcut, deci facem cum trebuie, de cu calitate. Tot ce trebuie. Da. Cu apă, cu canalizare, cu trotuar, cu pistă de biciclete, cu iluminat public, deci așa facem aceste străzi despre care v-am spus. Da. Apoi avem pe fonduri guvernamentale. Așa. Aici mai avem pe fonduri europene, suntem și în Gal, Valea Trotușului, și aici am obținut cu 80.000 de euro să cumpărăm o mașină de gunoi. Deci am accesat și această formă, în această formă, GAL, acest proiect. Avem proiecte derulate prin fonduri guvernamentale și vă spuneam că aici avem cele patru străzi, Bișoara, Căptan Bușilă, Tăbăcar, Daniela Caurea, care sunt în fază finală, urmează să facem marcajele și micile corecturi care sunt. Apoi, cele 8 străzi, Vasile Alexandrii, Ștefan Constantinescu, Avrameancu, Gura Sănic, Costa Măguri, strada Salinei, strada Poet Grămadă, strada Părâu Vâlcica. Aici trebuie să fac o mențiune că, într-adevăr, s-a semnat contractul de finanțare în 2015, dar a durat foarte mult procedura de licitații și sigur, acum vă spuneam că ele sunt realizate în proporție de 99%. Aici trebuie să le spunem oamenilor că mai e și etapa de proiectare, de studiu de fezabilitate. Sigur că da. Sunt multe etape legale care trebuie să și trebuie, nu se poate altfel. Avem un alt proiect în valoare de 10 milioane de euro, modernizare și reabilitare Colegiul Costache Negri. S-a adjudecat constructorul, au început lucrările. Aici trebuie să îmi cer scuze pentru disconfortul pe care îl creăm, pentru că în timpul anului școlar am început aceste lucrări, dar acum s-a terminat procedura. Foarte mulți spun, dar ce ați făcut azi vară, dar de ce nu faceți la vară? Nu avem cum, sunt termene care trebuie respectate. A durat foarte mult toate aceste proceduri și noi trebuie să ne grăbim pentru că avem un contract și trebuie să respectăm termenul. O chestiune care și s-a mutat și aici vreau să spun că au dat dovadă de înțelegere și părinții și profesorii din școli și am eliberat două corpuri de clădire, s-au mutat toți. Aici vreau să fac o paranteză. De ce durează? Pentru că e o problemă pe care și telespectatorii noștri o întrebare pe care ne-au de ce durează atât de mult aceste proceduri? Și aici le dau exemplu cu cutremurul din Turcia, ce s-a întâmplat. Iată, în România, totuși, standardele, zic eu că sunt, cel puțin după 90 încoace, sunt mult mai bune. În sensul că ne-am aliniat la standardele europene, în primul rând, dar construcțiile la noi în România sunt totuși mai rezistente. Am văzut ce se întâmplă în alte țări dacă nu se respectă aceste termene, iar firmele de construcții fac foarte repede, nu mai vorbim de materiale pe care le utilizează în acele construcții. Exact. Și de aia se dărâmă de sus până jos. Uitați, haideți să iau un exemplu acest lucru. Asta e foarte bine să înțeleagă. Deci colegii Costache Negri, da? Am semnat contractul de finanțare în 18 ianuarie 2018. S-a pregătit documentația pentru licitație până luna 7-a. Pe 31 iulie s-a anulat licitația pentru că niciun constructor nu a venit. Da? Pentru că noi am pus un termen foarte scurt. Da. Pe data de între august și septembrie s-a reluat procedura de licitație. Da?
Pe data de 29.10 am lansat din nou licitația de execuție. Pe 10 decembrie a fost termenul final de depunere ofertelor și pe 20 și la sfârșitul lunii decembrie am reușit să adjudice licitația. Vă dați seama că 90 de zile termenul de proiectare și 540 de zile rezolvarea acestei probleme. Constructorul, da? Aici începusem să vă spun că am găsit înțelegere și la părinți și la elevi, au trecut la program și după amiază și toți depunem eforturi ca să putem reabilita colegiul. Avem de asemenea reabilitarea și modernizarea grădinței Piticot B. Lucrările aici au început. 60 de zile este proiectarea, 720 de zile execuția, valoarea este 3.609.000, contribuția localității 330.000 de lei. Un alt proiect important e reabilitarea și modernizarea grădiniței Piticot A. Avem valoarea este de 3.175.000, contribuția localității 304.000. Proiectul este în perioadă de execuție. Avem de asemenea construire și dotare centru multifuncțional tip creșă în zona Tisești. Sigur că am semnat contractul în 2018, nici la data asta nu am reușit să adjudecăm o licitație cu un constructor, pentru că au fost mai multe, este a treia licitație care o facem, nu s-a prezentat niciun constructor. Da, începe să devină o problemă asta cu constructorii și cred că asta se datorează, în primul rând, eu am discutat cu constructori, e meseria noastră să-i întrebăm și pe ei. Problema este cu forța de muncă. Am discutat cu un constructor din Bacău care acum mai nou aduce muncitori din Vietnam, din partea orientală. Da, așa este. Da. E o problemă. E o problemă și cu toate astea, încă o dată le spun, pentru că emisiunea noastră e urmărită și de românii din străinătate. Dom'le, lucrurile au mai evoluat în bine în România. Adică salariul în construcție se apropie de acum deja de $1,000, ca să nu spun euro mai este până ajunge. Adică se poate câștiga din construcție și din agricultură. De aceea avem probleme cu acești constructori. Dar până la urmă, dumneavoastră sunteți un om tenace, aveți răbdare, mergeți pe proceduri legale și se rezolvă așa cum ați rezolvat exact. Și în alte proiecte. Avem de asemenea un bloc pentru tineri, pentru tineret, în valoare de 3.771.000, 49 de spații de locuit. Invităm pe cei care vor să depună documentația pentru a obține un apartament. Sunt două condiții, să aibă sub 35 de ani și să aibă loc de muncă în Târgu Ocna. Și aici, vedeți, când te uiți că în celelalte două orașe, Onești și Măinești, s-au oprit lucrările da. Și la noi continuă, zici, da, chiar dacă sunt termeni întârziate, da? Dar totuși se mai lucrează. Și noi aici avem o contribuție importantă de 577.000 de lei, pentru că trebuie energia electrică, gazul, canalizarea, apă să rezolvăm noi această problemă și sigur că sunt și pentru tine e foarte importantă locuința, pentru că îi asigură o stabilitate în locul de muncă și casa a fost dintotdeauna una din prioritățile tinerilor și mai ales acelor tineri căsătoriți. De asemenea, avem cu Compania Națională de Investiții Reabilitare, Modernizare și Extindere Casa de Cultură un proiect de 1.650.000 de lei. Aici termenele au fost depășite mai bine de un an de când trebuiau terminate lucrările. Suntem în fază finală, finisaje, dar noi sperăm să... Deci v-ați gândit și la cultură. Da, sigur. Da? Și la tineri, și la cultură. Și la cultură, și la culte. Avem și acolo investiții peste tot. Și pentru că mi-ați pus întrebarea, voi aborda acum acest punct. În fiecare an am construit la biserici case praznicale și capele mortuale. Mai avem câteva biserici, acum am terminat la Biserica Catolică, dar majoritatea bisericilor din Tisești, din Gura Stănic, au aceste capele în Țărâncuța o să fac acum. Păi știu că în fiecare an ați făcut facem peste tot pentru toate aceste biserici. Avem încălzire în toate bisericile făcute de către din bugetul local, pentru că noi suntem obligați să asigurăm condiții cetățeanului atunci când merge biserică și noi am făcut căldura și cele două case anexe ca să poată să desfășoare activitățile în condiții foarte bune. Avem de asemenea alte surse. Și alte surse, avem surse norvegiene.
pe care noi le-am accesat pentru un teren de sport de la școala numărul 1. Valoarea este de 185.000 de lei. Sigur, terenul este gata, l-am pus în funcțiune, el a fost inaugurat și avem de asemenea un proiect cu Ministerul Justiției, un proiect de 1.494.000 de lei, prin care construim două case pentru, amenajăm o casă pentru cei care sunt la centrul educativ din Târgu Ocna. Da, pentru ca ei să nu facă naveta sau chiar să fie mai de înaltă. Nu, cei care sunt la centru. A, pentru personalul. Când vine în vizită și cineva să pot să ia de acolo, înțeles. Și să aducă. Da. E școala specială acolo unde sunt. Da. Acum, v-am spus de aceste proiecte, aș aminti aici și de unul din cele mai mari proiecte care le-am avut, 12 milioane de euro, proiectul cu canalizarea și stația de epurare, și aici s-au depășit termenele, dar oricum am reușit să facem aproape 80% din cetățeni să se racordeze, să asigurăm condiții. Faptul că nu s-a pus stația de epurare în funcțiune, chiar astăzi am fost la CRAP și am discutat această problemă, se fac eforturi pentru punerea în funcțiune acestei stații. Acolo a fost și un mic necaz, au fost acele inundații de anul trecut care au afectat zona respectivă și sigur acum se face un pic de protecție. Avem promisiuni că până la sfârșitul anului va fi pusă în funcțiune această stație, dar oricum doar câteva străzi nu se pot racorda, Costache Negri și toate străzile care sunt în Galean, dar Tiseștiu, Vâlcele se pot racorda. Domnul primar, este incredibil, ne apropiem de final și trecut termenul nostru de 45 de minute. O să vă rog să sintetizați, să le spuneți și pe cele trei proiecte. Sunt proiecte în vederea finanțării. Am depus pentru Clubul Elevilor, modernizarea Clubului Elevilor, avem un program pe Compania Națională de Investiții. Avem de asemenea Casa Borisov, tot la Compania Națională de Investiții, depus proiectul. Avem Centrul Muzeal, tot la Compania Națională de Investiții, fosta clădirea poliției unde am cumpărat terenul. Cinematograful, avem depus intenția de a promova proiect iarăși la CNI și reabilitarea și drumurilor din care au fost afectate de inundații, Ierisii Ursac, Cireșoaia, Strada Zimbrului, Țărâncuța, Cărbunaru, Mihai Cogălnicianu. Acestea sunt studiile care le-am avem făcute și sigur că mai avem în parcul Măgura câteva... Care e un parc foarte frumos. Parc foarte frumos. Aici avem și hotărârea de guvern cu finanțare de la Ministerul Turismului și avem amenajarea unui avaparc în parcul Măgura, avem amenajarea lacului de agrement, lacul cu apă sărată. Am obținut de la Institutul de Balneologie analizele și bune și putem să spunem că poate fi amenajat ca lac terapeutic. Avem un parc Aventura, tot acolo, și amenajarea unui patinoar. Toate aceste proiecte sunt în faza studiilor de fezabilitate. Ca și o concluzie, fonduri europene avem de 59 de milioane, sumele sunt destul de mari. Da. Și când vă spuneam că 7 milioane bugetul local și când vedeți aici câte că mulțim încă cu 7, ați cu 8, e mare lucru. Pe PNDL 18, ANL, CNI 3, 1, în total avem 84.492.000 fonduri atrase din alte surse și din bugetul local 5.961.000. Asta arată, sunt, domnule primar, asta arată că dumneavoastră și echipa dumneavoastră ați reușit să aduceți aproape de 7-8 ori mai mult decât aveați în bugetul local. Până la urmă, asta e și rolul dumneavoastră, ca să găsiți resurse pentru dezvoltarea orașului. Să știți că eu le promit telespectatorilor că o să ne mai revedem, mai discutăm. Avem foarte multe lucruri, pentru că dumneavoastră sunteți un om activ. Spuneam eu în alte emisiuni că dacă pe unii primari nu prea
găsești la primărie, nici nu înseamnă că dacă nu sunt la primărie, realizează proiecte. Dumneavoastră sunteți tot timpul la Iași, la Bacău, la unde este nevoie ca să finalizați aceste proiecte. Și să discutăm și despre frații noștri din Republica Moldova. Sunteți un oraș înfrățit, dar asta într-o altă emisiune. Avem suntem foarte multe orașe din Republica Moldova și 5 din Ucraina. Așa, să discutăm. Faptul că vin turiști foarte mult, cam 30% din turiști sunt din Ucraina și din Republica Moldova, sunt și pentru faptul că am reușit să facem aceste înfrățiri, să ne facem cunoscuți în Moldova și Ucraina și este un lucru benefic pentru localitate. Din păcate, timpul nostru a zburat așa de repede timpul. Domnul primar are această capacitate de a face să asculți cu mare atenție, pentru că sunt lucruri foarte, foarte importante pentru oameni. Eu vă felicit, o să discutăm, avem foarte multe alte subiecte pe care le vom discuta în edițiile viitoare cu domnul primar Ștefan Șilochi. Dragii mei, emisiunea noastră este pe final. Dacă doriți și dumneavoastră ceva pe final să le transmiteți, pentru că este un an electoral, un mesaj vis-a-vis dacă aceste proiecte vor continua și în mandatul viitor. Îi rog pe cetățeni să aibă încredere în mine ca primar și în echipa pe care o conduc, pentru că avem aceste proiecte, o parte din ele în derulare și trebuie finalizate și cele despre care vă spuneam și sigur că cetățenii vor analiza și se vor decide în viitoarea campanie electorală, pentru că vor fi sigur mulți candidați și vor avea și eu ce doresc să, când o să începem, să leagă, eu știu, la anul emisiunea, să spunem că și anul 2020 a fost un an bun pentru locuitorii orașului Târgu Ocna. Domnule primar, eu vă doresc mult succes în continuare și să ne promiteți aici că mai veniți cu noutăți. Vin cu mare plăcere, de câte ori sunt invitat. Mulțumim tuturor, dragii mei, sunt Eugen Ungureanu, vă mulțumim pentru că ați urmărit emisiunea noastră, la revedere și să fim sănătoși și bucuroși că lucrurile se mișcă în România, cu primari care își fac treaba așa cum trebuie, pentru primari care, cărora dumneavoastră ca cetățeni le-ați acordat încredere. Eu zic că e foarte bine să, atunci când lucrurile merg bine, să continuăm, să fie o continuitate. La revedere, toate cele bune. La revedere.